Geometria, tá? Geometria. Então, vem a chave de óxido 2, tá? Chave de óxido 2, tá? Um tetraedro A, B, G, D. Tetraedro. Cu mână, cu și efectiv râu, mișoacele cu chilor A, B, B, C, C, D, D, A. M. M. Mijlocul lui. Lui A, B. Lui A. B. N, mijlocul B, C. A, B, C. P, A, B, C, D. Și R, A, B, D, A. De ta, da. Da. Să demonstrăm în concluzie. Demonstrați că M, N, P, R, paralelogram. Și gata, și așa, bun, demonstrație.
Da, aveți. Deci asta de aici, cu asta și cu asta de aici, nu? Cu acele. Ce frumos! Mai vreau să mă albastru și faci așa. Da, se vede altfel, vei? Și cu cine? Cu de mele asta, nu? Analismul ăsta. Da. Iată. Ce frumos! Apare mult mai frumos decât în desenul acela, da? Da. Acolo a fost punctul de vedere a autorului. Dar noi, dacă reușim să facem voie... Ce frumos e acolo. Imagine mai clară. Frumos e. Demonstrat. În triunghiul ADC. Deci, de ce o fi? Am luat bandiera. Nu contează. Nu contează. Dar pot scrie cu ea. Asta e. Îi contează. Deci, demonstrație. Demonstrație. Da. Într-un pe ADG, avem R în mijlocul AD, P în mijlocul DG, rezultă R cu deci, în mijlocul A, DG, D, C. Avem acolo, R în mijlocul AD, A în complet cu RD. A, E, A. Cu RD. E egal, hai să zicem. Egal, ca să zicem. Egal cu RD. D, P. Egal cu PC. De? De se cheamă D, A, C, domn profesor. Da. Da. De B, cu D, cu C. Cu F, D, C, cu C. Rezultă R, P, linii în frugie. Așa. R, P, linie. Mijlocie. Rezultă R, P, egal cu A, cu pe 2. Egal cu AC, și RB paralel cu AC. Și în același timp, RB paralel cu AC. De ce are? De ce RB e paralel cu AC? RB e paralel cu AC. Deci RB... AC. AC e paralel... Linia mijlocie, într-un triunghi în ADC, cum am luat noi adică, linia mijlocie paralelă, da? E paralelă cu a treia, adică într-un triunghi așa de seamnă și anul trecut. Dacă duc linia mijlocie, într-un triunghi, ea, linia mijlocie, e paralelă cu a treia, ea unește din mijloacea a doua lui, și jumătate din ea. Paralelă și jumătate. Și asta am tradus. El pe este linii mijlocii și atunci am tras concluzia că sunt îndeplinite cele două, și una și cealaltă. Deci RB paralel cu AC și jumătate din aceasta. Da, între unghiul ACB. Între unghiul ACB, are cum se numește. AC? B. B. Avem. Ziua. Între ACB avem. Avem M în mijlocul lui AB. AM concurent cu MB. AM egal cu MB. Da. B, NC egal cu NC. B, N, egal cu NC. Și MN cu... Nu. Mână. Și MN, așa, și MN în linie. Rezultă din asta. Da, și rezultă că MN în linie mijlocie. Linie mijlocie, deci rezultă că MN este egal cu AC pe 2 și MN paralel cu AC. Din cele două rezultă că RP MN paralel, da? Stai, stai, că s-ar putea să ai dreptate. Da, așa e, așa e. Avem pe RP paralel cu AC. Scrim pe asta. Una sub a parte. Râpul paralel cu AC. Și mână paralel tot cu AC. Paralel cu AC. Rezultă de aici. În mână cu R. Trebuie să arătăm și combin. Ca să zicem asta. Sigur, sigur. Deocamdată să arăt paralel. A că P, R paralel cu mână. Asta. P, R. Paralel cu mână. Și deci, ce rezultă? Stop, 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 stop.
Deocamdată am paralele. Da. Dar dacă sunt și congruente, aveam și rezultat. Tot acolo avem rupă egal cu AC pe 2, mână egal cu AC pe 2. Deci spun de sub rupă egal cu AC pe 2. Dar și mână e AC pe 2. De sub spune mână egal cu AC pe 2. Rezultă. Din astea două rezultă că ele sunt egale, da? Dacă rupă egal cu mână. Rupă egal cu mână. Mână. Deci a avea o cheamă de cele. Așa, două. Rezultă că mână, pâră, paralelogram. Mână, pâră, 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 pâră. Exact. Raționamentul a curs, pentru că am avut finalul cu cele două segmente sunt paralele și congruente, opuse, nu? Atunci figura este paralelă. Așa. Mai avem un problemă? Da, mai avem două. Aseară ați filmat? Da, mă trebuie, să știi. Nu s-a văzut? Da, pune, nu s-a văzut în direct, poate. S-a văzut în direct. S-a văzut, a fost o prădificiune la ei. Ba, aici am făcut niște lecții. Dar îți am făcut niște lecții. O pun oricum, o pune Cristi. Păi, o pun, dar... Nu, dar seara direct erau lecții foarte bine. Așa? Nu, deci n-a fost tot timpul. Adică noi am fost plecați. Cât am stat acasă până am plecat, numai lecția foarte bine. Și am avut o lecție foarte faină. Deci să pui să o urmărească de aia bine. Da, Nu, așa, m-am uitat așa, să zici că dacă postat direcția, era când nu am avut eu, n-am avut eu. Asta va fi la schimb, duminică să se duce la ea? O seara, seara. Da, acum. Cum este rezonat? S-a problema 8 de la pagina 124. 8 de la 124. În importanță de traiul ABCD. A, B, C, D. Mână, tu, tu, mijloacele mâinilor. Tu. Mă, mijlocul lui AC. Mă, mijloc. Lui AC. N, a lui AD. N, a lui AD. 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 P, a lui BC. BC. Și Q, a lui BD. B. Stabiliți dată. Amic. În concluzie, amic. Dreptele NB și MQ sunt copanale. Dacă vă trece mai nu? Da. La Benin. Sunt copanale? Da. Benin. Benin. Dreptele MB și MQ sunt copanale. Și acenii, patraterul MNB sub paralelogram. Dreptele. NP. Facem populare, domnul profesor. Da. NP.
Ne întreabă da. Dacă nu P. Nu și P. Ne unim. Nu trebuie așa. Ne P. Ne P și MQ. Și MQ, altă culoare. Și MQ. MQ. Dacă sunt cu o planare. Dacă sunt sau cu o planare. Păi, dacă trebuie să arătăm că sunt cu o planare, doar dacă demonstrăm că în Q e paralelogram. Atunci toate fac parte din același plan și practic se repetă problema de... Da, adică... Să ne gândim când... Când aparține același plan. Un da. Plan de cine este determinat? De trei de complete. De trei puncte. Ne... Coplanare. Nu, nu poate. Ne... Necoliniare. Că dacă sunt toate pe aceeași dreapte, nu sunt. Două drepte complete. Două drepte paralele. Da. Și de... Odată și un punct. Da. Odată și un punct. Deci avem patru paralele. Da. Păi aici avem drepte complete. Dacă arăsăm de cum... Dar ce plan? Asta e. Deci avem varianta. Ori să arătăm că ele sunt concurente. Egale. Adică? Nu. Nu egale. Concurente se întâlnesc. Ah, că se întâlnesc într-o funcție. Da. Se întâlnesc. Pot să-ți vorbesc despre planul NQ PM? NQ PM? Dacă scoplanare vorbești. Că da. N-ai nicio idee de scoplanare. Trebuie să arăt asta. Tocmai trebuie să arătăm asta. Dacă pot să arăt că avem două drepte paralele... Adică nu-i Q cu MP. Nu-i Q cu MP. Pare a fi așa. Dar așa și ei. Stai puțin, că nu-i Q e paralel cu AB, MQ e paralel cu AB, deci nu-i Q e paralel cu MP. Așa și e, că vorbesc de precis. Vezi? Vezi ce interesant este? Deci, MP e paralel cu AB da, în planul CAB. Și NQ e paralel cu AB în planul de abur. Tot de abur. Tot cu AB. Și atunci ele două sunt paralele. Astea da. Sunt două paralele și ce am terminat scoplanare. Scoplanare. Ce plan? Sunt coplanare în planul de abur? Ele sunt coplanare în planul care? De abur. Nu? Dar nu ce plan? Planul de termadiere. Asta e planul. NQ, MP, nu? Așa. Este un plan care tai în porțul, vârful tai, îl cerci, îl dă deoparte. Da. E un trapez acolo. Ai zice că e trapez, dar nu trebuie să arătăm din paralelogram. Trapez de la casa. Paralelogram. Da, mână pe Q. Mână pe Q. Paralelogram. Hai să uite să faci și pe doilea, MQ cu Q, nu? NP. Ia să mă uităm la NQ. Da, Miruna, să terminăm povestea. Da. Că termină și pe A și pe E. Da, pe A nu l-am făcut. Cum? Pe A, pe asta, pe B și ce? L-am făcut pe B. Pe A l-am făcut, Miruna, că dacă tu ai arătat că drepturile sunt paralele, înseamnă că ele aparțin în același plan. Dacă e planul NQ, MQ, înseamnă că și dreapta NQ, ea zice, este și MQ coplanară. MQ? Da. MQ cu NQ. MQ. Aparțin planului. Păi da, dacă aparțin planului. Da, ne-am dus vreodată la B și apoi de-a da, deci nu cap pe discuții. Câte vreme am vorbit de paralelismul NQ cu MP. Gata, am asigurat că o planalitate și vreo 4 puncte. Da. Că două drepte paralele de primul plan. Planul este acela două drepte. Da. Da. M... P, Q, N. M, N, P, Q. Sau da. M, P, Q, N. Adică, o secundă. Stop. Adică, hai să vedem un dată. Cum am arătat? Tu ce faci? Faci desenul de nou? Da. Hai, cum o atitate nu poți să lasă desenul? Gata. Bun, deci, adică, ca să putem arăta coplanaritatea celor patru puncte, este nevoie să găsim două drepte care trec prin cele două
deci două dintre o dreaptă carte și prin două puncte, altă dreaptă prin celelalte două puncte, și să putem arăta că cele două dreapte sunt paralele sau concurente, dar despre concurență tocmai asta nu se cere problemă. De aceea, ideea rămâne să arătăm că sunt paralele. Și din tot ce am avut noi aici ca informație, fiindcă nu e mijlocul lui de A. Și Q, Q al lui de B. Nu, Q linii mijlocie și paralelă cu AB și egal cu AB pe 2. Perfect. Deci nu-i fiu egal, nu numai paralelul cu AB. Și chiar, și egal cu AB pe 2. Și și AB pe 2. Pe de altă parte, între C, A, B. Avem un mop linii mijlocie și paralelă tot cu AB și e egală cu AB pe 2, de aici rezultă că mop e paralel cu NQ. Deci, este asigurată coplanaritatea punctelor. Da. Și atunci, M, P și Q, M se intersectează, sunt concurente. Da? Scoplanarea. Iar în plus, acum avem ca informație că nu e Q și cu M, P, paralel și concurente. Deci e paralelogram. Deci figura M, Q, P, M este paralelogram. Așa, am demonstrat și celelalte. Toate trei. Deci toate trei sunt demonstrate. Exact. Și viața și tot. Ai scris? Da, am scris. Ai scris. Hai să demonstrăm. Hai să demonstrăm. Demonstrație. Vedeți, demonstrație. Adi, vorbește. Demonstrație. N, mir, între unghiul D, A, B. Deci, triunghiul D, A, B. Avem. Avem. Dar cum ar trebui să zicem în planul D, A, B? Nu, în triunghiul. În triunghiul, trei puncte determină planul acela. Da? Deci, suntem în triunghiul acela, cine nu știe că trei puncte corecte determină plan, e povestea lui. Așa, deci, în triunghiul D, A, B, avem T, N, congruent cu N, A, poate T, N, cu, egal cu N, A, da. N, A, D, Q, cu Q, B, Q, egal cu Q, B, iar de aici rezultă că N, Q, linie mijlocie. N, Q, linie. Mijlocie. Mijlocie. Iar de aici rezultă că N, Q, N, Q, egal cu AB pe 2. N, Q, paralel, are mai pisat aici. N, Q, paralel cu AB. Așa. Și N, Q, egal cu AB pe 2. Așa. După aia, în triunghiul A, C, B, avem M că egal cu M, A. A cu B, nu? Da. A cu B. A cu B. A. A cu B. B, B, corect. Ia să spun asta. Așa avem M că egal cu M, A. M că egal cu M, A. Și C, B, cât C, deci C, B, egal cu B, B. Deci rezultă că M, B, din mijlocie. Și rezultă de aici că M, N, paralelă cu A, B, și M, N, egal cu A, B, B, 2. Așa, iar din cele două rezultă... Ok, paralelă, da. Dar de la începe. Așa, de partea asta. Deci rezultă că mână paralelă. Mână paralelă cu AB. Mână. Mână cu AB. Cu AB. Deci cu nechiul atunci. Da, mână paralelă cu nechiul. Dar numai că și egal, mână. Și mână egal cu nechiul. Deci rezultă că M, N, P, Q, paralelogram. Paralelogram. Problema a fost asemănătoare cel de înainte. Da, deci A și B. Păi A și B asta. Păi da. Păi fac parte din planul M, N, P, Q. A și B. Și la ce este? Nu, păi la ce eu am făcut-o? Le-a zice că pe A și pe B nu am făcut.
Păi nu pui și mă că eu sunt diagonal, deci nu încerc. N-ai și mă pui și nici în fel, da. Tot e făcut. Să demonstrăm că dacă trei drepte necoplanare sunt concurente, două de două, atunci cele trei drepte au un punct comun. Dacă trei drepte necoplanare sunt concurente, două câte două, atunci cele trei drepte au un punct comun. Concurente ce? Concurente, adică se unesc într-un punct. Da. Au un punct comun. Au un punct comun. Totuși sunt coliari. Deci dacă trei drepte... Dacă trei drepte necoplanare, două câte două, sunt concurente, două câte două, atunci cele trei drepte au un punct comun. Corect. Problema 12, de la pagina 125. Și demonstrați că dacă trei drepte necoplanare, Deci dacă de 1, de 2, de 3 necoplanare. Da. Concurente, două câte două. Deci de 1 intersectează, de 2 intersectează, de 3. Nu, două câte două. De 1 intersectează, de 2. Da. Iar cu mulțimea formată din punct 1. Da. De 2 intersectează, de 3 se dau cu punct. Da. Atunci, cele trei drepte au un punct comun. Deci două câte două, de unul câte doi, de doi câte trei. O să zicem că ar fi punctul comun. Și care va fi de unul de trei, nu? Da. De unul intersectat de trei. De unul o trei. O trei. Deci punctul comun e 8. În ipoteză, el sunt necoplanare, da. Se intersectează două câte două. Da. Și atunci trebuie să arătăm în concluzie că O1 egal cu O2 egal cu O3. Adică egal cu un singur punct. Da. Egal cu O. Este un singur punct, nu sunt trei puncte distincte. Asta trebuie să spună. Asta trebuie să arătăm. Da? Deci, ori de câte ori avem o problemă, de făcut, trebuie să înțelegem bine conținutul. Deci sunt trei drepte necoplanare. Ce înseamnă asta? Dar nu aparțin același plan. Da. Deci fiecare dreaptă... intersectată cu alta. Sau cum? Da. Două câte două se intersectează. Totuși. Dacă două se intersectează, ele determină un plan. Corect. Adică da. Să fie una secantă? Nu. Că uite așa. Adică dreapta de 1. De 2 și de 3. Da? De 1 acolo sus, de 2 asta, da. Și de 3 cealaltă. Știu așa, că de 1 cu de 2 se intersectează. Da. Într-un punct O1, zicem mai. Da, nu știu, da. Ele de 1 și de 2 au făcut un plan. Da. Că două drepte concurente determină un plan. Da, ok, asta și asta. Da? Deci, de 1 și de 2, cum ați zis, da? Ei, pe de altă parte, de 2 și de 3, cealaltă mântii de sus. Da, adică aia și aia. Da. Fiind aplicate și ele. Într-un alt punct, o 2. Atunci să arătăm că... Și... De 1 cu de 3, se intersectează ele se intersectează, le spune problema chiar în ipoteză, într-un alt punct, o 3, am zis, da? Da. Să arătăm cu 1, 2, 3, de fapt, e O. Deci, 1, 2, 3, este același punct. Exact cum ați arătat planul ăsta, e perfect pentru demonstrație și chiar foarte bineînțeles. Uitați-vă, două puncte. Dreapta aia și cu dreapta asta se intersectează în colțul ăla. Da. Aceeași dreapta asta, de jos, cu asta, din partea asta. Adică două plane intersectate în același șoc. Și așa, 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 așa,
Aici cum, dacă, da. Cum elaborăm raționamentul? Exact. Două drepte se pot intersecta într-un singur punct. Da. Deci două drepte au un punct. Cum? Da. Să zicem dreapta asta de 1 și cu delta 2. Da. Se intersectează într-un punct, am spus noi, o 1. Cea de-a treia dreaptă, dacă nu acceptăm să treacă tot prin O1-ul ăsta, atunci o ducem așa. Da. Da. Și ea, cea de-a treia dreaptă, intersectează pe D1, de 3 cu D1, de 3 cu de 1 în O3 și de 2 cu de 3 de 2 cu de 3 în O2. Ce să vezi? Că nu-ți același punct. Ba da. Unde e același punctul? Păi stai, dar nu te grebiți. Da, ia, văd exact cum spune problema. Bine. Și acum. Hai să vedem despre O1 ce putem spune. O1, hai să zicem așa, cum de 1, de demonstrația încercă, da? Cum de 1 intersectează de 2, egal cu mulțimea probabilă de O1. Înseamnă că acest punct se găsește și pe de 1 și pe de 2. Da. Înseamnă că O1 aparține lui de 1. Și O1 aparține și lui D2. Da. D2 intersectat cu D3 egal cu O3. D2 intersectat cu D3 egal cu mulțimea probabilă din O3. D2 cu D3, O2. O2. O2, O2, da. Da. 2. Și atunci rezultă că O2 aparține. Acest punct, O2 se găsește și până la spate. Și pe D2 și pe D3. O2 aparține lui D2. Și lui D3. Și O2 aparține și lui D3. De 2, de 1 intersectat cu D3. D3. Egal cu punctul O3. Egal cu O3. Rezultă că O3 va fi și până așa asta. Deci O? D1 aparține la O3. O3 aparține la D1. Și O3 aparține la D3. În D3. Rezultă că 1, O2, O3 aparține lui D3. O1, O2, O3 aparține la D1. Deci O1 și O1 unul o găsim pe D1. Pe O1, pe D2 și pe, pe D1 și pe D3. O1 o găsim pe D1 și pe... D2. D2, mă ne-am scris eu. Pe ai sus. Pe O1, O1 o să găsim pe D1, da. Și pe D2, tot sus. Da, aici. Pe O2 o găsim pe D2 și pe D3. Deci, O1 și O3 se găsesc pe D1. O1 și O3 se găsesc pe D1. Deci, ce zice mai? O1, virgulă, O3, aparțin lui D1. Îi tăiem, ca să nu... O secundă. Deci, O1 și O3 aparțin lui D1. Înseamnă, minuna de aici... Că 1 e egal cu O3. Că dreapta de 1 înseamnă... În loc de 1, înseamnă dreapta 1, 1, 3. Cu două puncte distincte, devine o dreaptă. Da. Deci, de aici rezultă că D1 egal cu O1, O3. Dreapta O1, O3. Da. Dar, noi știm, pe de altă parte, că D2 cu D3 de 2 cu de 3 sunt concurente. De altă parte, și pe de 2 intersectează de 3 cu un început. O 2. Egal cu O 2. Și de 2 intersectează cu de 3 egal cu ca probabil din O 2. Și asta înseamnă că eu am planul de 1, există alfa egal cu D1, D1, D2. Că
două de trei, de doi de trei, pardon. De doi de trei. Că două drepte concurente formează un plan. Da, ei, încă O1 s-a făcut de 2 de 2 cumva. Este așa? O1 s-a făcut de 2. Deci am că O1 aparține de 2. Da. Dar de 2 este inclus în planul A. Da. Și O3. Și O3 am de altă parte. Aparține de 3 și am inclus în planul A. Corect. Și atunci dreapta, dacă o dreaptă are două puncte comune cu un plan, e inclus în plan. Deci de aici rezultă că O1, O3 este inclus dreapta asta, O3, care e tocmai dreapta cine? De 1. Da. Egal de 1. Este inclus în planul ăla. Că dacă două, dacă dreapta asta are două puncte comune de 1 cu planul alfa, e inclus în planul alfa. Dar alfa din cine era determinat? De D2 și D3. Da. N-am așa? Da, da. Înseamnă că de 1 e inclus în planul alfa. Înseamnă că de 1, de 2 și de 3 sunt coplanare. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Că de 1, de 2, de 3, coplanare. Aparține de ea plan. Și ce avem în ipoteză? În ipoteză, da, de 1. De 2 și de 3 nu sunt copanate. De 2, de 3 nu sunt copanate. Dacă, a, și de aici absolut, e o contradicție. Deci tot comun egal cu 2 și egal cu 3. Din cauza că am presupus că sunt puncte distincte, am fost nevoit să intrăm în contradicții cu ipoteza, că sunt necoplanare. Să nu mai găsim să presupunem că ar fi puncte distincte. Iată nenorocirea care apare. Intrăm și contradicem ipoteza. Oricum, o parte în ipoteză. Așadar, de aici rezultă fals, ipoteza asta e. Deci rezultă că O1 e egal cu O2, egal cu O3 și egal cu punct O. Deci nu există posibilitate prin trei puncte distincte, ci un singur punct. Deci toate cele trei drepte, drepte într-un singur punct. Exact. Adică, adică așa. Adică să nu existe triunghiul ăsta. Corect. Ca să nu existe triunghiul ăsta, înseamnă un singur punct. Dacă greșesc, dacă fac asta, am intrat și am propus pe toate trei în aceeași parte. Să fie situația de acolo. Exact. Două așa și una așa. Atunci, rezolvăm. Ne oprim aici, că o fost ca la aia. Dacă e cu mâini. Da. Și să le spunem adicetă. Adicetă. Sinteza sunt profesorul. Nici algebra. Nici algebra. De-aia facem geometrie și algebra. Dă un pic altfel. Trebuie să te faci ca mă gălăște. Ce-a fost? Mă bucur, nu mai iubim o dată. La geometrie am făcut tot scrie geometrie. La geometrie am făcut poziții relative a două drepte în spațiu. Exact. Deci, la geometrie, poziția... Poziții relative a două drepte în spațiu. Care... La... Am două drepte... În spațiu. Poziția relativă a două drepte în spațiu. Și aici am făcut trei probleme, nu? Trei probleme, da. Aici am amintit linie mijlocie. Da. Linie. Mijlocie, paralelogram. Mijlocie. Paralelogram, domnul profesor. Gram. Gram. Linie. Determinarea unui plan. Determinarea unui plan. Da. Determinarea unui plan.
Așa. Cam asta a fost puncte atinse. Sigur, am accesat un patogram drept. Acolo au fost două drepte opuse, paralești cu un client, nu? Exact. Două segmente, paralești cu un client, 5 lei mijloce am folosit, e suficient aici. Și la algebră am făcut intervale în fier. Hai să spunem, am făcut mulțimi de numere. Mulțimi de numere, da. De numere. Și aici să zicem, M incluză Z incluză. M incluză Z. Z. Incluză în Q, incluză în R. Incluză în Q. Q, incluză în R. Intervale în R am făcut. Definiție la intervale în R. Da. Mulțime. Relația de apartenență și incluziune am computat-o foarte bine. Da. Să nu mai greșim, da? Da. Relația de apartenență și incluziune. Să. Apartenență. Și incluziune. Mi-ați mai explicat și tabelele de alegături pentru sau și. Propoziții compuse. Da. Compuse. Tabela de alegături pentru sau și. Da. De la. De la. Alegături pentru sau și. Pentru sau. Și. Așa. Intervale. Intervale în el. Definiție. Și reprezentare de axă. Așa. Definiție. Definiție. Și reprezentare de axă. Și exerciții. Reprezentare de axă, da. Asta am făcut chiar foarte mult. De axă. Aplicați. Hai, mai zic, la revedere, vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru continuare, ne-am la share. Dar nu așa revin la share. Like și share neapărat.